Salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Aer curat, timpul este bun, se simte că va veni primăvara, mai este foarte puțin și întotdeauna venirea primăverii ne dă așa o vigoare, o putere foarte mare și tocmai de aceea n-am putut să stau în casă, am ieșit să iau niște aer curat, am ieșit să-mi văd un pic din locurile copilăriei, aici veneam să dau la pescuit, mai vin și acum mai mare, dar nu prea mai am timp foarte mult. Și de dimineață când serveam ceaiul cu soția, am observat că am rămas fără rezerva mea de vitamine și am zis dacă tot este cald, tot este bine, să mă duc să recoltez puțin din aceste fructe minune, probabil că știți despre ce este vorba. Și m-am gândit de ce nu să fac și un videoclip despre acest lucru, să vă iau cu mine, să vă arăt puțin din locurile acestea și bineînțeles să luați parte cu mine, să vedeți cum mă înțep prin acei ciulini în momentul în care culeg niște cătină. Știu că multe cărți de specialitate spun că această cătină o putem culege numai până în luna lui noiembrie, până vine înghețul, dar nu este adevărat, o puteți culege dacă știți unde să o găsiți și în celelalte luni, pentru că de fapt și de drept în sezonul în care se recoltează cătina, cătina se taie ramurile acelea și se bagă la congelator, după aceea se scoate de acolo și se scutură astfel să recoltează ea în cantitățile acelea enorme, după care se dezgheață și automat ajunge pe piețele noastre pentru a fi vândute sau în diferite spații comerciale. Așa că haideți să ne înțepăm puțin, haideți să adunăm din aceste fructe minunate și totodată să povestim câteva despre ele, așa cam ce știm noi și ce anume, ce beneficii au ele pentru organismul nostru, pentru că eu, de exemplu, consum foarte multe fructe din natură, tot felul, toate minunățirile și o să împărtășesc pe parcursul anilor cu dumneavoastră aceste informații. De asemenea, cunosc foarte multe plante medicinale pe care le consum și pe acelea cu drag. Mama mea, Dumnezeu să o ierte, era un fel de persoană care încă mai cunoștea tradițiile acelea și plantele medicinale vechi, leacurile bobești, așa cum le spun, dar să știți că medicina tradițională și medicina plantelor este o medicină foarte bună care de multe ori au scăpat oamenii de la multe probleme adevărate pe care le avea. Și mama mea a moștenit aceste cunoștințe, le-a moștenit de la nașa mea, care de fapt și de drept era un fel de vraci al locului, așa se numeau înainte tămăduitorii aceștia prin leacuri naturale. Dar foarte multă vorbă, haideți să nu vă plictisești și să vedem, să găsim câteva din aceste fructe. Am văzut aici undeva și o să vă arăt și dumneavoastră imediat, pentru că, așa cum v-am spus, trebuie să știți unde să le găsiți, pentru că acum sunt foarte greu de identificat. Am găsit vreo câteva aici, nu sunt foarte multe, am văzut în altă parte acolo puțin mai multe, o să mergem imediat să culegem, dar până atunci haideți să luăm vreo două de aici, să vă arăt și dumneavoastră cum arată. Poate că unii dintre dumneavoastră nu știți, uitați, niște fructe mici, galbene, ele pot fi de culoare galbenă, albă sau roșie. Și acestea au un aport de vitamine extraordinar. Ginseng de România, îi se mai spune. Dar în afară de beneficiile arhicunoscute pe care le știe toată lumea, ce aș putea spune eu că este cel mai important la această cătină, ce face ea prin consumul ei regulat, este că este un citoprotector, este un fruct care apără organismul nostru de toxinele care le ingerăm, cărora ne supunem și cu care luăm contact zi de zi și mai ales al radiațiilor, fie că sunt ele radiațiile atmosferice sau fie că sunt radiațiile provenite din diferitele analize pe care le facem, computere, tomografe, ecografii și așa mai departe. Haideți să mergem și în partea cealaltă să vedem, poate găsim mai multe, că de fapt și de drept se pare că soarele s-a pitit, nu știu cât este ceasul, este ora 14, avem timp destul. Haideți să vă spun și ce este cătina aceasta și cum crește, pentru poate că vreunii dintre dumneavoastră nu știți acest lucru. Exact cum vedeți aici, sunt niște țepi care vă pot provoca niște răni foarte grave. Este un arbust de talie mai mare care fructifică exact cum observați aici. Vedeți, face niște fructe galbene cu aceste tulpini protejate de țepi. Și pe acelea le vânăm noi, pe acelea le vom recolta. Pentru recoltarea lor sunt înarmat cu o plasă în care voi pune acele ramuri și vă voi arăta imediat cum, pentru a le putea băga la congelator și a le recolta mai ușor.
Bineînțeles că am și o foarfecă de pomi cu care voi tăia. Din păcate am uitat să-mi iau mănușile. Sper să nu mă înțep prea tare. O adevărată aventură. Eu în general consum această cătină pentru complexul de vitamine. Cătina are de 10 ori mai multe vitamina C decât orice citric pe care îl găsiți dumneavoastră pe piață. Ca să nu mai spun de complexul de vitamina B pe care îl are, vitamina K, vitamina P și așa mai departe. Conține și o acid omega 7. Deci pentru asta eu pur și simplu o consum. Dar bineînțeles că nu o consum numai pentru vitamine, ea mai are foarte multe proprietăți extraordinare pentru organismul nostru. Să spunem de exemplu pielea. Consumul regulat al acestor fructe protejează pielea. Împiedică erupțiile cutanate, vindică urticaria, diferite răni, arsuri și așa mai departe. Pentru piele este o minune de fructe, este o substanță extraordinară. Și nu numai! Are un efect imunostimulator, adică ne stimulează imunitatea, ne face organismul mult mai puternic. Luptă cu virusii, mai ales în răceli și în toate stările acestea gripale, consumul de cătine este extraordinar, e nemaipomenit. Un studiu publicat de American Journal, dacă nu mă înșel, spunea că consumul regulat de cătină previne bolile cardiovasculare, adică mănânci cătină, scapi de bolile de inimă. Ca să nu mai vorbim de puternicul efect antioxidant. Deci cătina este plină de niște antioxidanți care neutralizează pur și simplu toate substanțele toxice cu care intrăm în contact, cât și radicalii liberi. Și totodată previne apariția celulelor canceroase. Este pur și simplu un fruct, așa cum am spus, un fruct minune. Are totodată efect antiinflamator și totodată este un antibiotic natural. Întotdeauna combate bacteriile, infecțiile și totodată virusii în mod direct atâta timp cât le consumăm. Ca să nu mai spunem de efectul detoxifiant. Substanțele active din cătină ajută ficatul nostru să elimine toate toxinele care au fost cumulate în organismul nostru. Am strâns puțină, bineînțeles că o voi mai culege din spate, dar mai întâi să termin acest videoclip. După ce am cules-o în bucăți așa mari, eu o secționez în crenguțe mai mici, ca să pot să le bag într-o plasă. Și așa cum v-am spus, după aceea le bag în congelator, într-o ladă frigorifică. În momentul în care le bagi în lada frigorifică, această ramură, pentru că acesta este și procesul lor de recoltare, ele vor congela și după aceea, decât le scuturi și vor cădea fructele pe care le selectezi și le cureți. Este un proces foarte simplu de recoltare, pentru că din cauza țepilor, recoltarea manuală este destul de dificilă. Informațiile care v-am spus referitor la beneficiile acestor plante sunt niște informații pe care le-am dobândit pe tot parcursul copilăriei, pe timpul diferitelor studii pe care le-am făcut și le-am testat pe propria piele, am vorbit și cu oameni care le-au testat și le-au consumat de-a lungul timpului și au observat că au într-adevăr un efect benefic pentru organism. Și acum, orice ai consumat din natură, eu zic că este foarte util pentru organismul tău. Și tocmai de aceea am și venit azi, că așa cum am spus, am rămas fără rezervă. Cum o consum eu? Eu o consum în diferite stări. O consum cu miere, o fac cu miere, o consum crudă de multe ori, o mai usuc, bobițele acestea le pun la uscat și fac ceai, le folosesc ca infuzie. Unii eu n-am făcut niciodată, mai fac ulei din aceste fructe care le folosesc pentru tratarea diferitelor răni la nivelul pielii, așa cum v-am spus.
și probabil că sunt și alte forme de a fi consumată. Important este, cred eu, să o consumăm. Chiar mai ales că ne apără foarte bine de răcel și de foarte multe boli și ne întărește organismul. Mama Natură ne-a dat soluțiile pentru problemele noastre, așa cum am mai spus și în alte videoclipuri. Important e să le urmăm și să ținem cont de ele. Decât că, v-am spus, cel mai greu este recoltare. Pentru că înțeapă și înțeapă rău. Uitați ce frumoasă este aceasta, uitați ce buchetare frumoasă are. Aici, în zona aceasta, mi-a fost mai greu să intru să le iau, pentru că sunt foarte mulți oameni care vin și culeg din aceste zone și le vând în piețe. Prețul fiind unul destul de ridicat, pot să spun eu. Dar de ce n-aș veni eu singur să o culeg? Iau și aer, mă și relaxez în loc să stau în fața unui televizor sau unui telefon acum. Sau pe aici, pe gârla aceasta, pe dealurile acestea și mă relaxez. Știu că acest videoclip nu a fost pe tema canalului, a fost ceva mai așa, mai abstract, dar cred că din când în când să merită să ne mai și relaxăm. Probabil că dumneavoastră din fața micilor reclame v-ați distrat de minune cu mine prin acești mărăcini. Am adunat o plasă, bineînțeles că mai am încă 4 mașini, le voi duce și pe acele acolo și mai am ceva de lucru azi, dar înainte să închei acest videoclip am văzut ceva și vreau să vă împărtășesc și acest lucru cu dumneavoastră. Și ce este în spatele meu? Sunt măceșe. Voi tăia vreo câteva și vă voi arăta imediat despre ce este vorba, pentru că măceșele sunt surorile cătinei, dacă pot să spun așa. Pentru că și ele sunt foarte bogate. În vitamine, în vitamina C, în vitamina B, în beta-caroten, în uleiuri esențiale. Uitați cum cresc ele, bineînțeles că sunt mai multe și acestea pot la fel fi consumate, pot fi consumate în stare crudă și imediat vă arăt cum, pot fi consumate sub formă de infuzie, atunci când le uscați, veți face un ceai din ele, dar mai ales vă spun un secret, se face un vin din aceste măceșe de nebunie, e supravitaminizare. Promit că dacă fac rost de rețeta în boala cineva, o să o împărtășesc cu dumneavoastră. Cum să consum aceste măcese? Foarte simplu. Să oprim două și să vă arăt. Astăzi deja prin câteva fructe mi-a luat o doză foarte mare de vitamine, mai mult decât aveam nevoie. Uitați, deci nu capătul acesta, capătul acesta altul, dacă doriți să le consumați în stare crudă, stoarceți pur și simplu de el. Și vedeți că elimină, așa cum se vede aici, o pulpă roșie. Și așa o consumați. Vedeți? Totodată, ele în interior, să aveți grijă, au niște semințe. Cum se văd aici. Acestea nu le consumați pentru că, nu știu dacă se observă la cameră, poate puțin aici, au un puf pe ele și este puțin iritante ale tubului digestiv. Și tocmai de aceea veți consuma numai pulpa și nu și semințele. Sunt la fel o sursă de vitamină extraordinară și bineînțeles că mai găsesc multe lucruri, dar acum nu știu ce am mai putea găsi ca să vă arăt și dumneavoastră. Oricum, pentru mine a fost o zi minunată, extraordinară, benefică. M-am distrat, am luat aer, am împărtășit și cu dumneavoastră aceste informații. Ce poate fi mai bine de atâta? Așa că până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune. Și să ne revedem cu bine la următorul material. Uite vulpea. Vedeți, s-a oprit acum la noi, se uită. Cât de frumos o fi să poți vedea așa ceva în natură. Ia să vedem ce face. Mă urmărește, este la o distanță considerabilă, vedeți? De unde am văzut-o? Deci uitați. Ia să vedem, a fugit? N-a fugit, uite acum. Uitați ce frumoasă este.
undeva la vreo 500-600 de metri. Se pare că am pierdut-o, gata. Ați văzut vulpea? Am văzut-o din mașină. Pur și simplu am filmat acele cătire și după aceea am văzut o vulpe acolo sus. Încă mama natură își urmează cursul.